Dimineți de septembrie, cu aromă de cafea, un nor fin ce se ridică, simplu din țigarata. Vezi, rândunelele se duc, se scutur frunzele de nuc, se așterne bruma peste vii. De ce nu vii? De ce nu vii? Hai, vino iar în al meu braț, să te cuprind cu mult nesat, să reazim dulce capul meu de sânul tău, de sânul tău. Te așez lângă mine și abia aștept să-mi spui că de azi până mâine e septembrie, e luni. Te privesc în tăcere, în oglindă îmi surâng. Se aduce aminte când pe atunci, când ne plimbam prin văi, prin lungi, te ridicam de atâtea ori, de subțiori, de subțiori. În lumea asta sunt femei cu ochi ce izvorăsc întâi, dar oricât ele sunt de sus, ca tine nu-s, ca tine nu-s, căci tu înseninez mereu viața sufletului meu, mai mândră decât orice stea, iubita mea, iubita mea. Ai vrea doar să alungi conversațiile lungi, acum septembrie luni. Vrei din nou liniștea de atunci când toamna începea de luni. Septembrie, luni. Târzie toamnă e acum, se scutur frunzele de drum, se așterne bruma peste vii. De ce nu vii? De ce nu vii? De ce nu vii? Au prezentat actorii Robert Tudor și Horia Brenciu. Bă, dar ce bine s-a legat melodia cu poezia. Poezia de toamnă și cu de ce nu vii, tot la fel, toamnă. N-ai cum așa ceva. Eu cred că trebuie să te gândești doar următorul. Dar și capul meu, mă, tu te gândești unde m-am dus eu cu toamnă? Da. Zile oamenilor că n-am pregătit nimic. Că nu e pregătit. Da, asta e problema cea mare. Ei cred că totul este un fel de prefabricată pe care noi acum doar o decolângelăm și o mâncăm. Mamă, dar asta e bună, rău de tot. Că și el povestea în versul lui despre ea. Noi suntem... Asta e melodia mea preferată de la tine, să știi. Septembrie luni. Noi suntem victimele plăcerilor oamenilor.